Bună ziua, domnule primar, domnule viceprimar, domnule consilier, dragi invitați. Am convocat în termenul articolului 39 din legea numărul 253 din 2001, administrație publice locale și a dispoziției numărul 24 din 20.01.2017, există de primar cu multe voturi și consiliul local, se convocă în ședință ordinară, joi, 26 ani, cu sala de ședință consiliului local, pe comunele de Trotul. Așa, ordinea de zi este următoarea. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Mititelu Ionel, președinte de ședință pentru luna februarie 2017, inițiator primar comunei de Trotul. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind primirea unui ciclului Onești în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP, și modificarea actului constitutiv a statutului acestuia, inițiator primarul comunitar în Vodiș. Punct numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației imobilului fostul sediu CAP, clădire și teren aferent situat în localitatea Târgu Trotuș cu destinația de cămin cultural, sat Târgu Trotuș, județul Bacău, inițiator consilier local Mititelu Liviu. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind acoperirea deficitului la secțiunea de dezvoltare din excedentul anului 2016. Inițiator primarul comunei Târgu Trotuș. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor otorgite pe secțiunea de funcționare și de dezvoltare pentru trimestrul 4-2016. Inițiator primarul comunei Târgu Trotuș. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2017. Inițiator, primarul comunei Târgu Trotuș. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului pe anul 2017. Inițiator, primarul comunei Târgu Trotuș. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici a investiției, modernizare drumuri de interes local în comuna Târgu Trotuș, județul Bacău. Inițiator, primarul comunei Târgu Trotuș. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici a investiției, modernizare drumuri locale, satele Târgu Trotuș și Vișoara, comuna Târgu Trotuș, județul Bacău. Inițiator, primarul comunei Târgu Trotuș. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici a investiției, modernizare poduri și podețe în comuna Târgu Trotuș, județul Bacău. Inițiator, primarul comunei Târgu Trotuș. Punctul numărul 11. Punctul numărul 11. Diverse. Supunem la loc. Cine este pentru? 15. Avem o suplimentare la ordinea de zi. Articolul 2, prin grija secretarului comunei Târgu Trotuș, dispune. Proiect de hotărâre privind achiziția serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare în instanță a comunei Târgu Trotuș. Inițiator primarul comunei Târgu Trotuș. Supunem la vot. Cine este pentru? Toată lumea sau sunt abținuți? Nu. Deci, o ordine specifice acolo, doamnă, că suntem de acord cu ordinea de zi, da? Ca să poate lumea nu înțelege. Încep acum să se plimbă cu procesul verbal al ședinței anterioare. Da. Da. Supunem la vot procesul verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Târgu Trotuș din data de 22.12.2016. Cine este pentru? Nu, dacă sunt. Dacă sunt înscrie la. Da, sunt înscrie la cuvânt. Doamnelor și domnilor consilieri, procesul verbal de data din 22.12.2016, la ședința ordinară avută anul trecut, am să votez acest proces verbal, mai puțin punctul numărul 3, care este al ordinei de zi, care spune așa, cei care l-au citit, nu-l găsesc. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata impozitului pe teren 2016 pentru SECE, Compania Regională de Apă Bacău,
conform articolului 464 alineatul 1 litera I din legea numărul 227 per 2015 privind codul fiscal. La acel proiect au avut loc discuții. Și spune așa, doamna secretar, dumneavoastră mă corectați dacă spun bine sau dacă nu. Domnul consilier Mititelu Liviu îl întreabă pe domnul primar dacă au avut loc anumite negocieri între CRAB și UAT, deoarece li se pune clar anumite proiecte să le aprobăm. Dacă, virgulă, CRAB ne execută pe noi și nu ne permit și ne ia tot până la centimă, atunci ce rol mai avem noi? Am spus în ședința respectivă. Se dau unele explicații în codul fiscal. Domnul Mititelu Liviu, în continuare, le face în concesii celor de la CRAB, aștept unele explicații. După care vine domnul primar, ia cuvântul și dă unele explicații. Nu știu care au fost. Nu m-au lămurit. Am întrebat atunci că nu e corect ceea ce doresc cei de la CRAB și că va vota împotrivă. Ceea ce am și făcut. Am votat împotrivă. Aici ia cuvântul domnul consilier Sfârlea, care solicită unele informații legate cu taxele și impozitele care figurează în evidențele noastre, SECE CRAB. Așa, doamna secretar dă unele explicații privind aceste informații. O. Fiindcă l-avem și pe domnul Mititelu aici de față. Mititelu Petre. Suntem trei de Mititelu. Aș vrea să știu dacă le-a parvenit, cred că nu le-a parvenit colegilor mei, situația cu apa din Târgu Trotuș. Domnul Mititelu, vă rog să ne spuneți ce datorii de când am preluat, de când am preluat mandatul în 2016 și până la final, până în 2016, inclusiv luna decembrie. Pentru că dumneavoastră, lumea toată din sat a spus că vine Petruș, se laudă că s-a încasat miliarde, deci s-a încasat miliarde, dar pot să vă spun așa și acum? Poftim? Nu, nu, stați puțin. Și acum o să vă spun eu ce datorii avem la apă. Deci, nu, o să spun și domnul Petruș o să-mi confirme sau să infirme. Deci, datorie, anul 2016. Vorbesc de Târgu Trotuș. Acum vă puteți uita. În luna iunie, factura curentă este de 16.215 lei, 15 bani. S-au încasat 8.374. Mai puțin de jumătate. Iunie care? Iunie 2016, vorbim, da? Iunie 2016, da. În iulie 2016 avem o factură de 28.671,59 lei. Așa. S-au încasat 17.801. În luna august avem o factură de 22.460,27. S-au încasat 25.601. Avem un plus. În luna septembrie avem o factură de 27.644,62. S-au încasat 17.473. În luna octombrie avem o factură de 11.557,74, s-a încasat 23.477. În noiembrie avem o factură de 13.650,73, s-a încasat 12.280. În decembrie, 15.523,14, s-a încasat 10.690. Asta este la Târgu Trotuș. Deci, total avem facturi curente de încasat 135.725 și s-au încasat 115.696. Deci mai puțin cu 20.000, acum și eu fac calculul. 120.029 de lei. Deci 120.000 sau 12.000, pardon, 29 de lei. Bun. Asta e la Târgu Trotuș. La Vișoara, tot pe anul 2016, luna iunie, spune așa, factură curentă, 6.273,72, încasat 3.741. În iulie, 18.563,31, încasat 9.603. În august, 12.438,28, încasat 20.783. În septembrie, avem 8.200,98, s-au încasat 7.044. În octombrie, 4.800,71 s-au încasat 11.336. În noiembrie, 4.068,48 s-au încasat 7.346. În decembrie, 4.727,4 s-au încasat 4.028. Bun.
Acum s-a încasat mai multă vișoară. Vă rog să ne explicați, nu mie, în speță Consiliul Local, unde sunt miliardele care le-a spus că s-au încasat, deși noi nu avem. În chitanță colectoare. Deci. Păi, trebuie să-mi arătați mie, trebuie să le arătați, să le spuneți consilier. Păi și banii s-au depus la caserii, ce are situația, are Simona poate mai mult ca mine. Eu am avut casării medii, nu și-a lui Simona. Deci eu în 6 luni de zile din două, ai vorbit din 2016, am încasat 1.230.000 pe Trotuși și 73 pe Vișoara. Total 1.960.000. Asta când? La ce dată era? La decembrie. Nu, eu dați-mi voi să vă contrazic. Și să vin cu argumente. Și să vă spun așa, că dumneavoastră stați așa să ne înțelegem. Ce legătură are procesul verbal? Problema. Problema abia am stabilit, că discutăm, sunt încă mai cetățeni care ne așteaptă. Păi nu, eu am pus problema asta, procesul verbal și am punctat și datoria la apă. De asta l-am chemat pe domnul Petruș, ca să ne spună exact ce datorii sunt, ce s-au încasat, pentru că de asta am ajuns în această situație și avem aceste probleme cu apa, pentru că tocmai cetățenii comunei spun că și-au plătit apa. Și eu îi cred. Bănuiesc că sunt de bună credință. Eu îi cred. Atunci, unde sunt banii? Deci, și ca să vă mai spun acum ceva, domnul Petruș, poate nu știți, dar în mod cert știți. Pentru ce lună, ce an, plătim apa în comuna pe Trotuș? Nu știți. Datorii din Bacea. Nu, vă răspund eu. Noi plătim apa pentru luna mai-iunie 2015. Deci noi plătim facturile din mai-iunie 2015. Facturile care sunt acum, deci din mai și până acum, nu sunt achitate. Din iunie. Nu sunt achitate. Bun, și eu vă răspund. Eu am întrebat. Media sumelor încasate în 18 luni e 175 milioane din mâna mea. Dar nu miliarde. Păi total cât face în 18? 3 miliarde jumate până astăzi. Să nu credeți. Explicați-i, doamnă, ce e nou. Hai să o lămurim, dacă tot am deschis subiectul. De adevăr, să plătesc facturile pe luna pe anul 2015. Variantă care n-au putut să oprească apa până acum. Că suntem în urmă tare cu încasările. Domnul Adrian, noi plătim facturile din 2015. Așa. Ei nu au voie, deci este lege în care spune că nu au voie să ne oprească apa. Eu tocmai am punctat procesul verbal, pentru că noi le facem multe concesii acestei societăți private care se numește SC Crab, e Sava Căuda, și noi nu beneficiem de nimic. Deci ni se oprește apa, ni se oprește apa cetățenilor. Păi, dacă are loc o epidemie în această comună, eu nu știu cum beau cetățenii din fântâni pentru că sunt infestate cu tot felul de... Dar nu mai spun, că dacă ai zis... Am avut probă. Bun. Spuneți-mi și mie, vă rog, ce lege spune. Este lege așa, care spune că orice operator de apă trebuie să-ți asigure cantitatea minimă în de 30% de apă pe zi. Domnul Mititelu, yeah. Legea numărul care? Mă interesează. Pentru că să știți că nu am documentat. Deci nu e chiar așa cum ziceți dumneavoastră. Adică așa? Nici și Crabu ar juriști în spate. Nu e chiar așa cum... Așa. Altfel nu o să ajunge aici. Dacă exista legea respectivă, nu era să scoată apa. Că nici nu își permit ca operator să-ți întrerupă apa. Și în momentul în care se sistează apa, asupra mea revin toate obligațiile. ISU în caz de ceva. Sanepidu în caz de ceva. Deci, deocamdată la mine vine. Păi da, deci, să mulțumim Domnului, să facem o cruce mare și să mulțumim lui Dumnezeu că nu a avut loc niciun incendiu. Știu, nu s-a dus nimeni să reclame la Sanipid și nimeni nu a făcut niciun demers în legătură cu asta. Asta trebuie să mulțumim. Știți că am apărut și pe televizor. Domnul, am o întrebare la dumneavoastră. Dumneavoastră că strângeți bani, ce aveți pe care de acolo? Câți bani tot? Cât ați strâns? Când depuneți bani la contabilitate, primiți o chitanță ceva de acolo? Hai, domnule, chitanță corectoare.
Aveți dumneavoastră colectoare, uite așa. Are chitanție. Poate cele este domnul. Poate cele să certificat, nu să. Problema este iese luna respectivă de acolo, cu asta nu concludează. Deci, nu știu de unde aveți datele, domnul. De aici, dar nu sunt. Primele a făcut totul. Păi, doamne, este la fel. Primele sunt datele, am spus ce a încasat el. Mai are încă o chitanție și doamna Simon. S-a referit cu casările din iunie încoace. Da. Se vorbește pe tot anul, de aceea nu sunt datele. Sigur. Da. Eu conduce ședința, să rămână domnul Nicuteru, să nu mai blocăm acum proiectele de hotărâre și putem, nu putem să stăm în vorbă. Hai să vedem oamenii. Hai să supunem la vot. Cine este pentru? Pentru ce? Primul pentru procesul verbal. Păi n-am înțeles obiecția, frate. Deci până la urmă, domnul Nicuteru, cine propuneți? Să votăm procesul verbal, să nu-l votăm, sunteți de acord. Deci eu nu propun, domnul Dinu. Eu am făcut referire la punctul numărul 3. Așa, procesul. Eu am spus că nu voi vota procesul verbal, întrucât eu la punctul 3 am adus în discuții chestia asta, care trebuia să ni se prezinte pe 30 sau 23 decembrie, când a avut loc ședința. Nu ni s-a prezentat. Eu v-am prezentat dumneavoastră. Bun, treceți la vot. Bun, supunem la vot. Cine este pentru? 13, da? Abțineri? Contra? Împotrivă, domnule. Împotrivă, așa. Trecem la punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului consilier Dumitrescu Ionet. Președintele știuță pentru... Eu propun altceva, rog, ce mă privare, pot să iau cuvânt. Propun să stăm de vorbă cu... Cetățenii cerința pasă 23 ore. Oamenii stau și așteaptă un răspuns. Doar cuvântul cu pâșii și discuția. Cine vrea să participe în continuare, am vrea să rămâne. Aveți întrebări? Puteți continua, că aveți. Aveți ceva de... Pentru ce trecem la punctul numărul 1. Proiect de autorare privind desemnarea domnului Costel. Doamna, din respect v-am zis. Președinte de ședință pe 1 februarie 2017. Sunt discuții. Supărăm la vot. Cine este pentru? Abține. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind privirea municipiului Olești în calitate de membru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară BACO, ADIP, și modificarea actului constitutiv și a statutului acestuia. Sunt discuții? Ce zic eu? Să mai scrie ceva la plan? Nu vă gară. Să nu spunea. Aici eu zic că nu avem nimic de comentat. Noi suntem membri ai ADIP și automat se cere acordul dacă mai primim un alt membru. Oneștiu vrea să intre în ADIP, automat ne consultă centrul și pe noi. Pentru că răspund de acord, nu avem altă soluție. Știți de ce s-a ajuns, dar la... și da, în aceeași problemă și... Problema cu apa și pe probabil, noi, da, da, o să ne ajute și el. Domnul Aparu? Păi, întrebarea mea se referă la faptul că suntem în 2017. ADIP-ul s-a înființat acum 5-6 ani. De ce s-au gândit cei de la municipiul Onești ca să intre în ADIP și nu s-au gândit atunci? Ce motiv? Atunci era SCA pe canal dirija. Știți problema de la Onești? SCA pe canalul, având problema respectivă, apa, sistemul de apă, a fost preluat direct de DPP, care este în subordinea primăriei, un serviciu care și noi vom depune documentația, un serviciu pe lângă primărie, să nu aibă legătură cu noi. Așa. În momentul în care vor prelua ei, au nevoie de acordul tuturor celor care suntem în ADIP
de votul nostru. Mă găsesc oportun la momentul. Da. Nu mai este cineva la cuvânt? De ce? Asta am fost întrebare. De ce? Se mai scrie cineva la cuvânt? Supunem la vot. Cine este pentru? Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației imobilului fostului SNCAP, clădire și teren aferent, situată în localitatea Târgu Trotuș, cu destinația de cămin cultural sat Târgu Trotuș, județul Bacău. Inițiator consilier local Mitidelu Liviu. Cine se înscrie la cuvânt? Nu scrie, deci eu fiind inițiatorul, că trebuie să prezint proiectul. Da, okay. Fiind inițiator. Înainte de a începe discuția pe acest proiect, aș vrea ca următoarea turbină, din luna martie, când voi fi președinte de ședință, cel care inițiază proiectul, tot acel inițiator, să prezinte și proiectul. Deci, în speță, l-a făcut primarul. Primarul vrea să-l prezinte. Președintele de comisii nu mai arată citire. Domnilor și domnilor consilieri, constat cu stupoare că în Comuna Târgu Trotuș, după cum ați văzut și dumneavoastră, nu există nici un cămin cultural. Nu mai spunem de un teren de fotbal, nu mai spunem de alte locuri de joacă pentru copii. Am avut un teren de joacă la grădiniță care s-a degradat, s-a stricat, nu știu, voit sau intenționat. Avem sediul de la CAP de la Târgu Trotuș de sus. Aș dori ca să acel sediu, întrucât la ședințele anterioare care le-am avut, după cum știți, domnilor consilieri, ne este foarte greu să luăm bani de la bugetul local și să construim un cămin nou. Știu că este la școală o bucată de teren care este și parcelată, scoasă și pusă la dispoziție. Este foarte, foarte, foarte mult. Adică va costa o sumă destul de consistentă. Așadar, am propus acest proiect și îl supun spre dezbatere și dumneavoastră și spre aprobare. Cu acordul dumneavoastră, dacă ați dori să facem ceva pentru această comunitate, în speță pentru satul Târgu Trotuș, pentru a construi sau, să spun, a moderniza sediul pe să-l transformăm în cămin. Și cu spațiul rămas de la școală, o să inițiez un proiect, luna viitoare, luna cealaltă, să spun, ca să facem un teren de sport pentru copii. Că nu există nimic în această comună. Deci nimic. Sunt foarte mâhnit. Există la tot. Nu contează. Există la tot. Există. Mai să nu plăsnească până. Da. Deci aș vrea să facem ceva și pentru comunitatea noastră, pentru satul Târgu Trotuș. Eu am venit și vin cu rugămintea în fața dumneavoastră. Nu este obligatoriu să votați. Dacă doriți ca să votați, eu vă mulțumesc anticipat. Da, aș vrea să explic două secunde. Da, mă bucur pentru acest proiect. Chiar mă bucură. Totuși aș avea rugămintea în momentul în care inițiem un proiect. V-aș și delega în același timp să vă ocupați până la finalizare de acest proiect. Asta însemnând consultanță, implementare, bineînțeles, vom prinde în buget o parte din bani, sigur că nu e problemă. Așa și v-aș delega în gestiunea dumneavoastră ca să ducem, să ne ajutăm reciproc, să ducem la... Cu mare drag. Voi fi prezent, voi răspunde prezent la... Specifică de consum. Așa? Deci chiar poate, doamnă, puteți scrie. Sigur. Voi iniția și proiectul pentru terenul de sport de la școală, în locul terenului care a fost scos din proprietatea școlii. Să faci, acolo vom face, deci am să mă zbat și militez pentru terenul de sport pentru copii. Domnul, deci clar, vom avea bugetul, vom pune bani deoparte. Păi, asta este rectificare, domnul Adrian. Este rectificare. Am înțeles. Deci, o renovare, pardon. Deci facem o renovare, pentru că nu vom încercăm să obținem niște fonduri, nu știu, din ce supăsări. Lăsați-mă să termin. Pe viitor, dacă am ajutorul dumneavoastră, ne orientăm către un proiectant, către un consultant și să ne ofere și implementarea, sigur că da. Să mai este ceva la vot? Supunem la vot. Domnul Mier. Eu aș vrea să îmi adresez o întrebare în comunitatea referitor la ziua acesta. Am fost din întâmplare să văd niște mobili acolo
Mi s-au părut sălile cam micuțe și direct. Ar trebui să ne gândim mai bine și să vorbim cam toți despre sediul ăla. Nu este o idee rea, nu este, dar fostul sediu CAP mi s-a părut cam mic pentru un cămin. Nu putem face, îl reabilităm și facem extindere. Deci nu putem construi un spațiu nou cu bani de la buget, în momentul discuției, da? Sub nicio formă. Ca și reabilitare, cum am pornit pe tătuta, așa trebuie să facem și Târgu Drăguț. Altfel, nicio șansă. Zero șanse. La tuta tot la fel. Ce doar să ne aflăm cu proiectul început la tuta? Singura problemă mai e că cam departe de centru sală. Dar asta altă locație nu avem. Asta e discutat. Deci e pus și pentru Vișoara. Pentru asta a fost. Deci, acum adevărat. Da, e singurul număr de sală. Să avem bani. Păi ăsta este. Domnul primar nu se descurcă singurul. Trebuie ajutat. Îl prepun și de genul să ajute la tuta. Dar și dumneavoastră sunteți din tuta domnului. Sunt și eu, dar el e mai competent, așa pare. Cine este pentru acest proiect? 15. Înainte de a trece la punctul numărul 4, domnilor consilieri, deci domnul Geru, dar dăm voie, te rog frumos, eu sunt inițiatorul, deci am drept președintele, deci am stabilit clar. Nu mai merge. Deci nu vreau să spun, deci mai întreb. Deci vreau să vă mulțumesc foarte mult. Pentru că ați făcut un lucru benefic pentru această comună. Ați văzut pentru ce l-ați întrebat? Da. Mergem la punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind acoperirea deficitului la secțiunea dezvoltare din excedentul anului 2016. Inițiator, primarul Comunei Târgu Drăguț. Domnul primar, este să dați inițiator, nu? Citește proiectul, da. Consiliul local, hotărâre și se aprobă acoperirea deficitului la secțiunea dezvoltare a bugetului local al Comunei Târgu Drăguț în suma de 635.207,32 din excedentul anului 2016. Prezenta hotărâre poate fi atacat, așa, comunicarea primarului Târgu Drăguț, prefectului județului Bacău, trezorerie, contabilitate, adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Avem și expunerea de motive. Am discutat, am înțeles că era și îmi cer scuze că nu am ajuns ieri. Noi am discutat înainte și de ședință, dacă sunt nelămurit. Eu, dacă sunt. Deci îmi scrie la cuvânt. Îmi scrie la cuvânt? Să mai spui ceva la cuvânt? Aveți cuvânt. Domnul consilier, domnule Adrian Focoș, vreau să-mi spuneți, să spuneți Consiliului, când ați discutat dumneavoastră, înainte din ședință, acest proiect 1 și 2, vă reamintesc că dumneavoastră, împreună cu doamna viceprimar, ați fost la un examen. Sunteți cumva ofițeri acoperiți, infiltrați în politică și nu știm? Vreau să devin senator. Păi nu e problema că asta, nu ne luăm la mișto. Că dacă ne luăm la mișto, ați plecat când am vorbit. Când eu, de exemplu, noi, comisia mea, nu am vorbit cu... Am vorbit... Ați fost jos, domnul Ungureanu, a fost după dumneavoastră, ați fost jos. Eram cu domnul Ceru Maise și am explicat. Nu, domnul Ungureanu. Dar asta nu dă dreptul să vă explicați părerea ca o parte din consilier. Ceea ce trebuia să face să fim per total toți. Nu o parte, numai noi nu facem ce parte. Deci preiești dintre consilieri, o să facem să putem lua decizii și pentru ceilalți care nu știu. Ok. Acum să ne explicați cu subiect și predicat suma asta. Ce s-a luat, ce s-a făcut, unde s-a dus, a venit pe foi, pe caiete, a mai rămas atât. De unde se tace înapoi? Doamne, vreau să ne explice exact despre ce este. Da? Păi atunci, eu cred că... Îmi cer scuze, doamnă, nu intervin peste dumneavoastră, înainte de a începe discuția. Dar mai trebuie să mai fiți inițiator, domnule. Ați trebuit să fii doar la inițiator. Domnul Cipatra ne-a parat specialitate în comun. Da. Dumnealui are ceva contract, dar explică oamenii ce se întâmplă. Hai să o lăsăm, zic să lăsăm pe doamnă, nu explice și pe... Mă rog, frumos, doamnă. La aprobarea bugetului în 2016 am aprobat din fondul de rezervă să utilizăm 900 de mii. Conform listei de investiții. Din aia 900, am transferat în secțiunea de dezvoltare 650.000, pe care i-am utilizat pentru extinderea de electrificare, proiectul de la școală și
la sfârșit de an ce am utilizat, trebuie să reîntregim în fondul de rezervă de unde am luat. Asta aprobăm. Deci să reîntregim fondul de rezervă cu ceea ce am utilizat. Asta facem în fiecare an. La... Doamna, dacă îmi permiteți. Ați spus că ați luat din bani. Da. Și ați utilizat pentru rețeaua de electrificare. Da. Am aprobat. Domnul Gelumăraș, să-i pun întrebarea domnului. Doamnă, aveți cunoștință la izboare sus? S-au săpat propile și nu s-au montat stâlpi. S-au montat sau nu? Este... Deci noi plătim către EON. EON răspunde de execuția lucrării. Domnul deci când termină, EON-ul vine, ne cheamă și merge la recepție. E un întreg arsenal, să știți. Da. Deci dacă v-ați luat angajamentul cu căminul, să vedeți cum vă împiedicați de la deci noi nu putem deci nu să demonstrăm peste lucrarea lor, pentru că ei răspund de execuții că sunt în domeniu. Nu, și atunci dacă noi am acolo... Dar nu și eu într-o zi acolo sus la lucrare, la un băiat acolo la Vasile și aceeași întrebare am pus să o pun și eu în privința extinderii rețelei de... electricitate. În ce stadiu se află România? Că la Duda s-a făcut, din Coace s-a făcut? Undeva la 3 săptămâni am înțeles că da. Nu, să știți, deci, avizările astea funcționează foarte da, greu. Deci să nu se creadă că de aici e problema. Durează infinitate. Dar nu se ia odată tot și pentru tuta Vieșoara peste tot? Nu, au fost trei proiecte separate. Se separat fiecare? Nu, așa au fost separat fiecare. Acum, să nu creșteți. Da, o întrebare referitor la chestia asta. Dacă lucrarea nu e gata, ăștia vor bani înainte, ire eu? Da, așa ți fac. Deci nu... Și vreau să fie gata? Da, deci... Domnul Goleanu, știți că și la tuta s-a rezolvat și la trotuș aici, cartelul de la... Deci nu există asta, să nu fie gata. Ultima oară ne-am confruntat cu o problemă cu un aviz nefavorabil, dacă nu mă așa, nu? Și s-a insistat și până la urmă. Da, e complicat de situație. Spuneți, la, spuneți mai, vă rog frumos, vă cer în mod personal, nu mai problem. În cât timp preconizați să fie gata? Undeva la 3 săptămâni chiar. La 3 săptămâni, ca să știm. Deci, la următoarea ședință putem discuta că oamenii vor fi brașați la rețeaua electrică. Eu aș fi vrut și până de Crăciun, să vă zic. Sincer că am avut discuții, să știți că dacă tot timpul sunt pe teren, am discutat cu oameni și da. Nici nu mă așteptam. Dar, mă rog, na. Să mai scrieți un marahon? Domnul Bogdan, eu domnul. Da, domnul Bogdan. De câțiva ani ne tot chinim cu extinderea școlii, privind de porturile grupului de altar și pizarea cărării de centrale. Bănuțele ăștia care transferă acum la tehnica de dezvoltare, vor fi folosiți pentru această extindere sau îi se găsește alt destinație? Prioritatea noastră numărul 1 aici este grupul sanitar. Deci nici nu se pune problemă. Având în vedere proiectarea care a fost făcută, suma este suficient? Da. Deci, deci acoperiți. Domnilor consilieri, haideți ca să... Știți că am discutat și în trecut referitor la punctul ăsta. Situația era în felul următor. Aveam două variante. Veneam și urcam pe seară lucrarea și o făceam din buget local sau aveam varianta de a trage un los, aduce documentația la București, a aștepta răspunsurile lor și așa mai departe. Fereastra respectivă s-a închis. Se va deschide alta din martie încolo. Oricum, chiar dacă am fi început... De când este început proiectul ăsta pentru școală? Dacă facem tot în ritmul ăsta și nu... Nu. Proiectele nu ni s-a zis în felul următor. Ultima discuție care am avut-o cu domnul proiectant, mi s-a zis că undeva în martie se va deschide iar. Dacă se va deschide în martie, probabil va dura iar o infinitate documentație, atunci am ajuns așa. Ne-am decis ca să facem din bugetul local. Da. Da, pentru finanțare. Da, dar finanțarea cu... Nu mai aștepta. Nu mai aștept. Nu, nu. Din bugetul local. Noi deja suntem în procedura de urcare pe seară. Deci dacă făceam de anul de pus în bugetul local, până acum era o parte separată destul de mult de rămânit. Deci noi ajungem la concluzia că tot lăsăm de pe unul pe altul, tot lăsăm pe unul pe altul și... Trebuie început proiectul. Nu așteptăm. Nu aveți vorbim de nimic. Am o întrebare. Fondul de rezervă a primăriei, ca să știe și cetățenii localității. Dar ce sumă se ajunge acum? Și fondul de rezervă. Să ne răspundă. Nu, asta așa. 12 miliarde. Așa, ca să știi și... Bandei, da. Bandei, da. Deci avem... Da, deci avem... 12 miliarde.
Prioritățile pentru banii ăștia care sunt? Prioritățile? Bugetul, prioritatea, în primul rând, v-am zis, este bugetul sanitar. Așa vedem ce se face la buget acum, ce primi. Mare parte a banilor se vor duce în proiect. Adică dacă se va deschide o sesiune, să avem cu ce să ieși în documentație. Pentru că dacă nu așa, asta, va trebui pas cu el. Bancă de documentație, pentru deci, studii. Da, da, studii. În concluzii, domnul în concluzii. Când se va urca PSA? Suntem în desfășurare deja. Începerea lucrării la școală. Deci asta înseamnă că undeva prin martie, cred. Nu mă bine, în vară să facem începerea. Nu mă vară să facem începerea. Aia trebuie început de când sunt copii la școală și terminată până să începe anul școlar. Clar, nu poți să faci în fie când copiii sunt la Dar mai sunt întrebări? Domnul. Să punem la vot. Cine este pentru? Trecem la punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor autoprite pe secțiunile de funcționare și de dezvoltare pentru trimestrul 4, 2016. Inițiator, primarul Comunei Dărăuzuș. Cine se înscrie la cuvânt? Domnul Temer. Aveți cuvânt. În fața v-am solicitat de sus, ne-ați întrebare. Deci noi suntem în secțiune de dezvoltare funcțională. Dacă nu avem bugetul, putem să... putem face ceva cu asta? Execuție. Execuția bugetară. Și am mai văzut ceva aici. Pe că știu registratul. Deci avem cu minus la vărsămite din secțiunea de finanțare pentru finanțarea secțiunea de dezvoltare, nu? Din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare. Așa, secțiunea de funcționare. Da. Da? Da. Ăștia s-au luat și? Nu s-au luat. Sunt minus, de ce? Nu s-au luat. Pentru că dacă uitați în secțiunea de dezvoltare, avem, ca să acoperim cheltuielile cât au fost prevăzute de 1352, este format din excedent din 900 plus... 362, da? Da, da. Deci așa să... Înțeles, bun. Ca să echilibrăm venitul pentru cheltuielile, da? Mai sunt întrebări? Spunem la vot. Cine este pentru? Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local. Inițiator, cine se scrie la cuvânt? Ca să ne prezinte domnul primar. Deci, două cuvinte. Da. În mare se pot veni cu amendare. Dacă este nevoie de către dumneavoastră, așa, noi am creionat aici în mare ce lucrări ar fi de... În general, cu cei din 416, câți mai avem. Puțin, dar câți mai sunt. Să prevenim tot felul de riscuri. Așa avem tot ce înseamnă șanțuri, gunoaie, vedeți că și mediul una, două, mai peste mă. Așa, deci tot ce se poate face cu cei de la 416. Să mai scrie ceva la cuvânt? Aveți cum de domnul. Deci ați vrea să știu câți oameni mai avem pe... Mustafa 416. Nu mă s-a zis. Aici văd că v-ați luat un, nu știu, un termen așa, sunteți foarte, nu știu, entuziasmați. Scrie lunile ianuarie-martie, îndepărtare zăpăieții cu mijloacele manuale, încrășterea material bun, întreținerea sezonului și a trotuarelor comune și a rigolilor. Nu prea mult, mă turisesc, nu prea mult. Foarte puțin, mă rog, nu mai ați plecat mai mult. Da, știu că e, dar vin și acasă, chiar dacă sunt plecat. Chiar dacă sunt plecat, vin și acasă, că nu plec mai mult. Da, nu, noi am avut zile în care, într-adevăr, aici. Am avut sesizări la un moment dat de la niște persoane care au rămas înzăpezit în Târgu Cruduș aici, nu? Da. Știu că am avut vreo 4 sau 5 cazuri, niște bătrâni care stau singuri și așa am trimis. Deci să nu credeți că nu s-a mișcat.
Asta nu înseamnă, domnul Adrian, că dacă sunt plecat, bun, eu nu sunt la puls cu ceea ce se întâmplă comună. Situația e în urmă, să știți că din persoanele respective am câteva... Iau pulsul comunei, deci sunt ținut la curent, da? Sunt câteva persoane, totuși, pe care nu sunt mai slăbiți. Cum ar fi? Nu, sunt câteva persoane care nu-i pot spune la muncă din asta de... Și găsim alte variante de... Și în ședințele care le-am avut... În ședințele care le-am avut, am tot spus, ce se fac, domnule, cu pubelele astea de Târgu Trotuș de gunoi, care, deci văd aici că reținere, pubele, nu mai puțin, pubele de gunoi, poșurile de gunoi ale primăriei, îmi descrie primăria, gunoaiele cad de acolo, cine se ocupă, domnule, din gunoaiele astea? Că trebuie luate alea și date la mașina cu ăsta. Da, dar să știți că opresul nu intră în... Dar de ce nu intră? În atribuția lor, tot cei de la 416 au mai strâns. Nu, da, ieri au strâns la... Păi ieri au fost o mașină. Tot la Rompresă, duc. Da, la Rompresă. Dar omul... Da. Mă lăsați pe mine. Omul de la Rompresă nu scoboară din mașină să-ți ia din pubela respectiv. În mod normal ar trebui să le strângem, să le aducem aici, sau la o școală, sau la zone păi din așa. Păi și nu face treaba asta. Ba se face. Păi haide să facem. Sunt cazuri în care, da, într-adevăr, dar puteți, bănuiesc, dar sunteți în drum acolo și vedeți, domnule, cum să mă sun, domnule, uite, e o problemă acolo, e mizerie. Dar nici eu nu sunt robot. Trec și eu, mai văd și eu. Da, dar cine răspunde la telefon? Că nu răspunzi la telefon. Da. Când te sunăm, nu răspunzi la telefon. Cred că vă sun înapoi chiar dacă nu răspund. Eu te cred, nu. Da. M-a sunat, n-am răspuns că eram în discuție, dar v-am spus. Dar cum ești, cum suntem plecat, cred că la fel ești tu de ocupat. De asta, lasă-mă, Adrian. Deci, domnule, să nu inițiem un proiect de hotărâre, să facem ceva, să luăm gunoaiele alea, să nu mai vreau să mai văd comuna asta plină și bate un pic adie vântul și duce toate gunoaiele alea în comună. Știu. Haide să facem, n-ai de ceva, că râde ăștia de noi. Mă, dar dacă ați intrat în discuție, trebuie neapărat atunci, câți, numai, câți sunt la acest 400? Nu, dar din cei 19, undeva la 10 sunt mai activi, să zici că restul e probleme de sănătate gigante. Nu poți să-l fac la treaba, adică nu e... Nu e neapărat pentru să-l pentru acel compartiment de, în care să fie prins și serviciul de apă și de canalizare și de curățenie. Se lucrează la documentație, din păcate, trebuie să înțelegem documentația asta ține infinit, adică câteva luni duce, asta e problema. Ne s-a dat și de atunci de cât sunt imputate. O singură persoană. O singură persoană imputată? O singură persoană este imputată. Da, să mai spui ceva la cuvânt? Domnul Soare. Dacă tot veni vorba de strânsul gunoilor, doamna viceprimar, pe șoseaua de la Trotuș, la cadă ferată spre Vișoara, sunt gunoi aruncate pe marginea drumului de o săptămână. Și astăzi sunt acolo. De o săptămână. Chestiile astea ar trebui să le discutăm. Și da, să nu atragem. Am făcut un pic de curățenie în toată curățenie. Mai e o problemă cu câinii la Vișoara. Câinii care s-au duc din altfel. O altă problemă. Ce zonă să discutăm? Da. Puteți? Ce zonă? Bun, hai discutăm. Mai sunt întrebări? Pe șanță. Supunem la vot. Cine este pentru? Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului pe anul 2017. Inițiator, primarul comunei pentru tot. Se înscrie ceva la cuvânt? Domnul Vitelu? Domnul Dinu? Altcineva? Domnul Vitelu, aveți cuvânt. Da, dar prima dată să ne prezentați, că am cerut ieri să ne prezentați funcțiile. Da, deci vă rog într-un mod respectuos să ne prezentați funcțiile, câte sunt vacante, câte sunt ocupate, cine vine, cine a plecat, cine trebuie să mai ocupe o funcție, ca să știm exact. Bun, conform anexei pe care ați avut-o în dosare, nu pot să spun, nu știu, am să încerc să vă spun nominal care sunt ocupate de aici, dar sunt 24 de funcții publice, din care ocupate sunt 9, iar 15 sunt vacante. Acestea care sunt vacante au fost trecute și la rubrica de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare. Da? Deci noi, doamne, deci vezi, noi la momentul discuției, la momentul discuției în primărie, mai e nevoie de vreo persoană care trebuie să fie angajată
e cineva care nu poate sau trebuie, ne trebuie suplinitor, ne trebuie... Da, da, sunt probleme. Câte? Avem nevoie la serviciul urbanism, odată. Avem nevoie la asistență socială. Câți, numai puțin, câți, câte persoane? Câte persoane avem la serviciul urbanism? Avem două, avem pe Ioana și pe... Deci avem pe doamna Budon, dar mai am nevoie de o persoană în serviciul urbanism, mai am nevoie de o persoană la asistență socială. Așa, avem nevoie de casier 2, probabil nu numai 1. Ce fel de casier? Pentru apă, pentru apă. Așa, pentru că știți cum se întâmplă? Îți vine factura, îți vine index și contorilor, îți vine pe 25, iar noi trebuie să ne mișcăm în așa fel încât până primele lunii următoare deja trebuie să depunem banii. Casier și cititor de contori. Sigur. Deci un om care să intre să citească contorii, nu casier. Nu mai ai de sarcini, sigur. Sigur, sigur, sigur. Sau luăm pasivă. Da, așa, ce mai așa. Dar de ce trebuie? Timpul ăsta cu totuși, vin cu... De ce trebuie? Deci unul îi ține lampa, este unul cu lanțul, dacă vine... Vine unul cu un lanț, vine unul cu un lanț, ia, prinde lanterna și pune în groapă aia ca să citească ce citească. Casierul care încasează, casierul citește, domnule. Am înțeles, bun. Clar. Ce facem aici? Ce facem? Angajăm 100 de persoane și așa suntem în deficit cu apa și avem numai probleme. Bun. Trebuie să înțelegem situația că sunt și avarii. Timpul este scurt de colectare. Păi la vent Ionică. Ionică, ce statut are? Va fi prins în ordine. Ce statut are acum, la momentul discuției? Ce statut are? E pompier și pompier. Dar ce udă? Udă iarba cu furtunul din pantalon sau ce face? Domnul Mititelu. Păi, domnul ce facem aici? Am mai urcă pe numele. Da, deja depășim pe numele. Hai să vă zic așa. Nici o normă, eu vorbesc ei, dar ce fac? Să știți că chitanții... Nu, domnule, hai că spun eu ce face, ca să înțelege, să înțeleagă și colegii mei. Nu mai dăm de gardă, aici om și o fiind de gardă. Ăla, băiatul ăla este trimis cu dedicație să aducă mâncare, lui X, lui Y, lui Z. Păi, dar ce mama n-ai de face mai aici? Păi ne exagerez, că asta eu făcând drumul la deal la pari, mă întâlnesc cu el. Aduce o pâine, o conservă, un pachet de biscuiți, o ciocolată. Fără înseamnă că ăsta ar trebui să fie internat, cât de să devină obez, băiatul ăsta. Deci ăsta ar trebui să fie internat, te vorbesc foarte serios. Băiatul are o problemă. Deci, deci dacă și-a pentru el, băiatul ăla este bolnav. Deci ăla trebuie să căutăm un om sănătos, pentru că băiatul ăla e bolnav. Cel mai bine ai văzut stați de vorbă cu el. Nu stau de vorbă cu el. Tu, ca și conducător al urbei, trebuie să stai de vorbă cu el. Nu noi. Aveți dreptul dumneavoastră ca și consilier. Asta? Da, nu se știe aspectul ăsta. Deci Ionica astăzi a cărat apă la Vișoara și... Are ce face, domnule, să nu credeți că... Hai să nu exagerăm. Hai să dăm cuvântul la da. Funcția respectivă, din poate știu eu legea, eu ți-i spune ca să știu cum funcționăm. Poftim? Deci, pe Ionică, practic, legea ține. Există, mi se pare că există. O să vorbim mai târziu. Da, haideți ca să discutăm noi și apoi luăm o discuție cu toată lumea. Haideți, domnul Dinu. Domnul Dinu. Nu, deci efectiv la treaba asta, cu tabelul care l-a prezentat, noi care trebuie să votăm, nu știm care deci, ce oameni buni și invitaților, un lucru este clar, suntem puțini. Deci nu mai, să nu se mai vehiculeze, e volumul imens de muncă, așa, și la un moment dat nu ne putem descurca. Asta aici vreau să spun. Lista prevedea 30. Înțeleg că sunteți 9 sau nu știu câți. Da. Lista prevede și mai mult. Așa. E și păi asta trebuie, frate, primării 10 și 15. Și trebuie 20. Și polițist local este trecut pe listă și nu este. Asta am lucrat să punctez. Nu veniți noi ca să votăm lista, bă. Trebuie 20, nici nu mai trebuie 2. Dar cum să trebuie 20? Acum, ești destul de matur. Știi pe timpul răposatului că erau 8 angajați în primărie? 8. Lua Nea Hârjabă, Dumnezeu să le iertă Hârjanu, lua Traista în spate și pleca în casa. Poți să intervin? Da. Putea să facă? Să transformăm în da. V-am rugat să nu transformăm cedința în cir. M-am zis destul de clar, Adine Aurea, cu câteva minute înainte, să transformăm toate serviciile astea, să le strângem într-un departament care să aparțină de primărie, să se numească un administrator pe care putem să-l luăm la întrebări și să conducă aceste activități, gen
colectarea banilor la apă, curățenie și așa mai departe. Cum există și în alte primării. Poliție locală și ce trebuie făcut. Administratul nu este? Nu. Nu trebuie un om care să răspundă de acel departament. Șef serviciu. Și doi înși, dacă îi trimis să săpi un șans, dacă pe unul îl numește șef, se ceartă pe drum. Sau stragă piept. Sigur. Deci, planul de ocupare a funcțiilor publice este o obligativitate. Articolul 23 din 188, care legea privind statutul funcționarilor publici, ne obligă anual să aprobăm acest plan, la inițiativa primarului. Și în funcție de acest plan, putem angaja personal. Dacă nu avem planul aprobat, nu putem face lucrurile. Doamne, dar nimeni nu a fost în patrecătare maximă. Nu, eu am dat rămurire, am zis că ăsta s-a aprobat. Ce n-au înțeles consilii, nici cred că nu înțelese nimeni. Uitați, de exemplu, referent, clasa 3-a, grad profesional, debutant. Așa ne numim noi. Dar noi nu v-am cerut să ne dați și privați și în civiciu. Cine este pe acest post, de exemplu? În paranteză, să fie mesinat. Consiliul superior. Bun, dacă vreți să știți. Asta vreau oamenii. Intrăm în prăbunirea. Păi ca să se știți. Păi noi numai atât așa. Consilier grad 1, consilier... Dacă nu aprobați organigrama, deci ultima dată când s-a aprobat organigrama, se aprobă și statul de funcție. Statul de funcție și nominal se trece. Aici nu se trece nominal. În planul de ocupare nu se trece nominal. Da, și noi v-am întrebat ce înseamnă referent. Spuneți acum să iau la fiecare. Doamne, nu mai luați că știi care sunt. De asta știm că trebuie să aprobi anual. Asta este. Asta o întrebare. Dar de ce să mai punem încă unul? Că am discutat clar. Deci este un singur casier încasator al Asuci. Citești, încasează apa și cu asta basta. Nu trebuie doi ca să vină unul să-i țină la antena, să vadă ăla dacă nu s-a împiedicat. Haideți să supunem la vot. Da, aveți cuvânt. Acest plan de ocupare a funcțiilor publici are un cadru juridic care trebuie să respecte. Deci, primăria comandată cu tot, când o comună de grad 2, are prin legii dreptul să angajeze 24 de funcționari publici. Evident, sunt 9. Vacanții sunt 15. Dar, în momentul în care vrem să suplimentăm la anumite compartimente, părerea mea, când sunteți dumneavoastră de acord, luăm un exemplu, asistența socială, a spus, compartimentul suferă, e aglomerat. Să vină persoana care s-a ocupat până în prezent, să detalieze, să explice nouă. Dom'le, ăsta este volumul meu de muncă. Am de făcut atâtea anchete sociale pe lună, atâtea anchete sociale, atâtea dosare de, pentru copiii care încep anul școlar, pentru burs și mai departe. Să vedem. Este o perioadă, să zicem, luna septembrie mai încărcată cu volumul de muncă. Dar este o perioadă, poate luna iulie sau martie, când ești descoperit, poate. Ca la nivel total de an să justifici munca. Nu neapărat că mi se pare greu în septembrie sau mi se pare greu în martie și atunci am nevoie de ajutor. Dacă vă considerați, deci dacă persoana motivează clar că volumul de muncă este foarte mare, atunci să se treacă la anunțarea postului vacant și înscrierea la concurs. Asta e numărul maxim care... Da, am înțeles, ăsta este un număr, dar asta nu înseamnă... Nu se va ajunge niciun caz, domnul maxim. La casier, stai să facem un calcul. Domnule, tu câte chitanțe poți, câte gospodării poți să vizitezi într-o zi? 25, 30, ei, îți lași o oră de două din programul de zile, viac la primării, centralizezi, predai bani la caserii. Avem atâția abonați, în totuși 900 sau nu știu cât îți... 600. Vijoara 4. 5 cu 4, 9. Îi adunăm și putem, deci îți faci un... Raport, adică un volum de lucru pe zi. Nu că azi mă duc și încasez și sunt desuflat, descurajat, că nu m-au primit sau și mă nu mă mai duc. Nu faci treaba, treci la fiecare. Cum treci fiecare, cum treci cu părerea mea. Pentru, îți citești că nu treci o dată sau de două la fiecare. Deci într-o nu treci. N-am spus, domnule, că nu treci, dar nu știu dacă mi se pare mie că este prea mare volumul de muncă, că raport cu ceea ce se realizează, cu ceea ce se încasează. Nu, aici ar trebui să schimbăm tactica cu aceste chitanțiere. În alte comune este foarte simplu. Se duc doi oameni sau trei în la fiecare gospodărie care are abonament la apă, citește contoarul, vine cu consumul de apă și se facturează. Cum se facturează la Ion, așa se facturează și aici. Dacă reușește domnul primar cu echipa să înființeze acel serviciu, se emite frumos factură ca la Ion, omul primește, nu l-a plătit. Și nu poți să se ducă omul... Bineînțeles, acele
demonstrativ. Suntem la comuna noastră la serviciul ăsta cu care să numim în ghilimele serviciul ăsta. Suntem în ceas la 24. Apa este scurtită, trebuie să... Da, 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 da. Ander, dacă el n-are contracte, te ia cu primărie. Sigur. În felul, dacă aveam și contracte, eram și... Aveam cu posibilitatea de a-mi judecat. Cât s-au rămas, domn Petru, cât s-au rămas pe tot ușor de contract? Cum 200, 100 aici și 100 la Vișoara. 100 și 100. Aici am găsit din 600 de, 640 de abonați, am găsit 200 și ulea. Deci nici măcar contractul nu există. Și acum, dacă tot te dăm pe apometru, mergem cu totul odată. Și mergem cu sigilul. Dacă nu aveau contract, nu vreau să plătească apa sau cum? Cum? Dacă nu aveau contract, nu vreau să plătească apa. Nici măcar nu știe. Sunt care au apă și nu vor să semneze contract. Deci trebuie să înțelegem că sunt oameni care n-au avut contract și spun bani astea. Nu există așa ceva. Semnează contractul dacă nu l-a revedat. Nu, nu, domnul Mitea, ei au ținut de bază că contract înseamnă branșarea aia cu 50 de lei taxa aia. Acceptul la branșare. Că mulți v-au contrat, nu ai contract și la te accepte. Trebuie să spunem asta, că oamenii vor urmări. Ei, nu ce să urmărească, eu le-am făcut la media. Bun, deci, știți că le-am făcut tot la... Deci nu, 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 mai puțin. Deci oamenii urmăresc, nu se va lua acea taxă de 50 de lei. Trebuie spus oamenilor, da? Dar s-o lua totodată. S-a luat, deci nu se mai ia. Deci nu se face un contract nou de... Da, nu costă nimic. Astea sunt reguli. Spune-ți, domnul. Da, haideți să spun, domnul, cine este pentru? Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici a investiției, modernizare drumului de interes local în comuna Târgu Trotuș, județul Bacău. Inițiator, primarul comuna Târgu Trotuș. Cine se înscrie la cuvânt? Domnul Mititelu? Altcineva? Aveți cuvânt. Nici nu citim, nu stăm, citim. Citește proiectul, măi. Nimeni nu știe despre ce este vorba. A citit proiectul din hotărârii. Acum trebuie să-l explici și primar. Da. Supunem vorba. Numărul 8. Cine se scrie la cuvânt? Bun. Așteptați-o, Leac. Punctul numărul 8 se referă la proiectul pe care... Da. Proiectul de 6,3 km pe care l-am depus în luna iulie, iulie-august când am intrat, așa, prin PNDL. Nu, nu e asta. E celălalt? Da. Așa, înseamnă că ăsta e drumul de interes local, deci numărul 8 trebuie să fie. Numărul 8, da. Așa. Ieșind din... din perioada la nivel de țară s-a deschis iar se va deschide PNDL. Așa, deci practic este aceeași treabă ca și anul trecut, doar că trebuie să treacă prin consiliul local. Asta este tot. Deci exact aceeași sumă, bugetul de stat 7204, așa, iar noi avem aproape 4 miliarde. Deci noi dacă vrem de finanțare 7.204.000, așa, buget de stat. Buget de stat, da? Așa. Da, iar noi de la buget local avem 384.000 de lei. 384.386. Bun, hai să trecem peste. Bun. Așa. Este aceeași treabă ca așa anul trecut, doar că trebuie să se supunem la consiliul local și pentru și pentru proiectul ăsta și pentru proiectul care l-am zis la domnul Abadi. Aici. Punctul 9. Punctul 9. Da, punctul 9. Deci 8 și 9. Ce stafie suntem cu el? Nu, stai puțin, că să ne scrie la cuvânt, da? Da. Deci noi întrebăm și să ne răspundă. Aveți cuvânt. Deci, domnilor consilieri, aici spune clar, la hotărăști, la proiectul de hotărâre, eu citesc de la hotărăști. Așa. Articolul 1. Așa. Deci, domnul cuvânt. Se aprobă documentația tehnică a proiectului modernizare drumului de interes local în comuna Târgu Trotuș, județul Bacău. Și în celelalte proiecte care vin în speță 9 și 10, ca să știe colegii mei, nu regăsesc cei 195 de metri care eu m-am opus vehement, fără sacul tuta, nu întrunim numărul suficient de puncte, noi trebuie să avem un barem de puncte. Acei 195 de metri care erau incluși în satul Tuta, măcar o porțiune de drum, nu îi regăsesc, domnule. Deci, prin urmare, atât de vehement voi fi cu acest proiect, voi vota împotrivă, dacă nu regăsim și satul Tuta din comuna noastră, așa cum
Colegii m-au ajutat și, într-adevăr, militează pentru ceva, să se facă ceva bun în comună, la fel vreau să văd și eu. Trăim în secolul 21, în anul de grație 2017 și nu avem nimic. Nu avem nici măcar o porțiune de un metru de asfalt. Deci, acei 195 de metri. Și reluăm discuția care am avut, care a avut loc în vară, când a plecat vechea conducere, vechea gardă și a venit noua gardă, așa, am spus, fără acei 195 de metri liniari care îi găseam în proiect, în proiectul de hotărâre, și dacă ne uităm pe ședințele din urmă, îl vom găsi, acum nu-l mai regăsim. Nu-l mai regăsim. Deci, nu mai... De ce? Vă rog frumos să-mi explicați, domnule. Bun, deci dumneavoastră face scandal că n-ar trebui să vreți întreaba asta. Nu, domnule, dar trebuie să fie toată, dar nu este. Deci aici stai clar cu subiect și predicat. Comuna Târgu Trotu și Vișoara. Bun, eu nu spun că e un lucru rău. Așa, stați. Anul trecut a fost prins. A fost prins pentru Fungaș, ca să poată să... Bun, deci a fost prins, domnule. A fost prins, da? Domnul Mireteanu, situația e în felul următor. Proiectul nu se referă Tuta, așa, este comuna Târgu Trotu. Dar nu scrie, aici, ia uitați-vă aici, modernizare drumuri locale, satele Târgu Trotu și Vișoara. Deci sunteți la altul. N-are cum să treacă. Deci trebuie să treacă de lumea domnul. Deci aici este prins și aici Tuta. Aici este Tuta. Tuta este proiectul la proiectul. Corect, da. Gata, ce, pe ce suprafață sau pe ce lungime este dispus acest drum? Păi, 6,3 la nivel de comună. Doamne, 6,3 este de la... Ascultă întrebarea, ascultați-o leacă. Avem 6,3 la nivel de comună, avem pe Tuta, Gorbaciovu, în afară de 195 de metri care ajunge până la cimitir în spate, așa, București noi, Terțaș și drumul vechi. Aproape tot în afară de drumul județean, Târgu Trotu și am pus strada... Kilometri, domnule, kilometri mă interesează. Avem undeva la 2 km 600. Târgu Trotu. Târgu Trotu avem un kilometru aproape aici, drumul cartierul nou. Așa, și am mai pus o bucată într-o uliță la un moment dat. Unde discuta să mai atunci. Deci, ca să înțeleg, numai puțin, da? Nu înțeleg, domnul Sădăci. Numai puțin, domnul Sădăci. Am plăcut gaz canalizarea. Nu, domnul, ca să înțeleg, acum s-a sucit, deci s-a făcut, s-a răsturnat situația. Deci acum avem o răsturnare de situație, practic. În Tuta sunt 3 km și Târgu Trotu și 1 km. Nu. Greșit. Păi dacă așa mi-a spus, domnule. Nu așa mi-a spus. Să nu fac caz de necaz, că nu am urmărit nimeni. Da. Nu, păi am calculat, eu nu am datele exact, nu le-am aici. Dar la ședință trebuie să fii pregătit. Dișoara, în afară de drumul județean care se bate, așa are 1 km și ceva. Da, sunt echilibrate, nu sunt cine știe. Păi nu ies. Dacă un kilometru și ceva și un kilometru și ceva, eu am învățat la matematică 2 km și ceva. Și cu 2 km și ceva e zi 4 și ceva. De unde ți-a mai reieșit? Eu așa am învățat la matematică. Matematica mea este foarte bună, am învățat foarte bine. Deci 6 și ceva lipsesc 2 km. Bun. Țineți cont așa. Stai, mă, dar scoateți proiectul și ce știți în ce trebuie. Proiectul 8 se referă la cei 6,3, da? Da. Bun. Așa. Aici, să zicem, am 2 km, hai să punem 3. 3 km pe Tuta, da? Da. Așa. Acum faci culpă, că de ce nu ia Trotu? Nu, nu, nu. Dar să știm exact. Numărul 9, la proiectul numărul 9, care a fost inițial de domnul Abavi, cât adăm? 4,5. Bun. Sunt pe Trotu. Deci proiectul găsit de la domnul Abavi a fost pe ulițe, pe aici, pe Târgu Trotu, da? Așa. Și pe Vișoara. Și atunci ați venit dumneavoastră și ați spus, domnule. Exact. Deci este echilibrată situația. Păi da, dar spunea cineva, adică în ședința de când am fost colegi, numai puțin, așa da? Așa m-am săturat de spunea cineva. Nu, 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 păi eu știu cât ai săturat, că ai mâncat, ai fost la masă, na, o să-ți fie de bine. Povestea este în felul următor. Ai spus cu câteva ședinții în urmă, așa. Când tu, da, deci noi dacă nu avem, nu suntem prinși pe o bucată de tronson, de vreo 3 km și, îți repet, cu vorbele tale, nu spun vorbe în gură. Dacă nu avem 3 km și ceva în Târgu Trotuș, 1 km și ceva în Vișoara și o bucată de tronson în Tuta, nu obținem punctajul. Că la Tuta, și am zis, știi ce nu faceți mai mult la Tuta? Nu, că nu avem punctaj. Ce se... era un singur proiect, acum sunt două, domnule. Ce e lucrul ăsta? Aia a fost aprobat. Amândouă a fost aprobat. Amândouă, domnule. Da. Acum, clar, a fost aceeași treabă, doar trebuie hotărât de comuna locală. Numai un pic să vă dau o explicație. Da. Proiectele astea noi le-am votat. Da. Având în vedere că programul ăsta PNADR, sau cum ai spune, s-a întrerupt în luna noiembrie și în luna martie va începe din nou, noi trebuie să ne dăm din nou acordul. Asta e toată situația, nu intrăm în nimeni. Asta e procedură. Asta e procedură.
Dar ne-am dat odată acordul. Acum ce să mă dat? Nu poate să modifice că să nu mai fie 190. Da, da. Cine este pentru? 10 la fel. 9 modernizare poduri și podețe în comuna Tăului Trotu, județul Vaclov. Inițiator, primarul comunei Tăului Trotu. Câte poduri? Nu știu, știți că nu v-a fost stabilit, a fost preestimat, da. Ca să putem intra în program. Da. Stabilit, tot, da, tot prin PNDD vom depune și un proiect pentru mai multe poduri, podețe, ce o să avem? Numai să primim finanțarea respectivă. Deci noi vom face anexa 13 cu celelalte respectivă către Ministerul Dezvoltării. În toate trei sate. Da, da, da. Așa. Și aici avem iar exact bugetul de stat și bugetul local. Da. Asta ar fi suma în care ne-am încadrat. Să putem fi cât și cât sigur că vom lua banii respectivi. Deci exact ceva de genul punctul 8 și 9. Este aceeași treabă. Poate doar să pentru drumuri. Da, da, da. Unde ar fi acel drum? Se găsesc. Sau localizat anumite puncte unde e nevoie. Da, acolo. Haideți să luăm la rău. Cine să scrie la punct? Și în Dermaș. Sus? Da. Preparate? Se pune, se plinde și calculul acolo unde a militat domnul... Nica? Nica? Da. Păi să-i fie săracul. Până l-au zis că până parchează să fie și el mulțumit ca să-i se facă. Să-i se îndeplinească și lui o dorință săracul. Are de interes... Da, cred. Nu, face parte din comună, duci... Da. Adică să spunem, ce este pentru? Divers. Nu, mai avem o conclusie la suplimentarul ordinului de zi. Proiect de hotărâre privind achiziția serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare în instanța comunei Tăului Trotuș. Inițiator și numărul comunei Tăului Trotuș. Acum ne poate face da, este vorba de... Da, dar știu discuții. E vorba de angajarea avocatului care se va ocupa de cazul CRAT. Am depus documentația pentru ordonanță prezidențială pentru repunerea instalației de apă Tăului Trotuș și Vieșoara. Așa am luat legătura cu un avocat. Și sperăm să obținem cât mai repede. Să obținem cât mai repede să, pornim, să putem porni instalații. Despre asta este vorba. La asta se referă. Și ce se judecă în cucau? Nu, noi îi pune documentația în instanță pentru ordine prezidențială. Deci e o procedură care se face prin instanță ca să-i dea drumul la apă. După aia, dacă asta este, va fi licit. Nu ca să n-ai cu ce să dai articul. Bun, povestea este cam în felul următor. Noi ce facem acum? De ce ne-am chemat? De ce ni s-a băgat pe gât proiectul ăsta? Cât va costa un avocat, pentru că deja știm, ca să nu spunem, să nu mințim oamenii, așa. Indiferent, cu avocat sau fără avocat, nu vom câștiga. Nu, domnule, vă nu înțelegeți de ce e vorba. Deci, e vorba de ordonanță prezidențială, prin care se va reporni instalația de apă. Deci vreau să spunească cât mai repede. Dar vom avea cine deci nu dau crabul în instanță eu. Eu doar aduc o justificare ca să mi se dea drumul... Da, eu am înțeles. Dar vom avea aceleași probleme. Am făcut referire, vom avea aceleași probleme. Vom merge 20 de zile cu 10 zile avarii, iar 20 de zile cu 10 zile avarii și uite așa se va juca șoarecele și pisica. S-a plecat șoarecele, vine pisica, iar vine șoarecele, stau și pisica. Aceeași problemă. Dacă nu luăm nicio măsură, nu se va plăti ceva măcar, pentru că, să o spunem pe față, vreau să confirmați, domnilor consilier, ați fost la Bacău cu domnul Geru. Ce v-au spus reprezentanții CRAB-ului? Spuneți că discuția noi o știm. Spuneți ce să zic. Cât?
dacă dăm minim... Un miliard. Un miliard, pornește apa și mereu și arunează datorii. Pe ce perioadă, domnul Gelu? 2-3 ani. 2-3 ani. De ce nu s-a găsit situația? Hai să mergem, pentru că lumea speriată, în Târgu Mureș. Nu, aici, pentru că asta este problema. Nu putem băga la diversii, că la diversii, aici este problema. Bun. Deci trebuie să găsim... Așteptăm noi să vi se explice ce înseamnă ordonanță prezidențială. Ordonanță prezidențială. Deci noi înaintăm, deci punem un avocat și pe baza asta... Trebuie să ne explice. Da, mă rog, hai să ne explice, domnul, inițiator. Da, domnul, vă rog frumos. Eu nu știu ce e. Da. Se face un procedeu prin care actul va ajunge direct la președinție, da? Așa. Prin care va fi un act prin care președintele aduce crabului obligativitatea de a reporni instalația de pentru o perioadă, clar. De. Da. Sigur, deci interesul meu este să nu mi-e înghețe. Deci nimeni nu-i garantează, exact ce-o zis omul. Deci nimeni nu-i garantează că poate să o aprobi sau să o respingă. Și acea ordonanță prezidențială, să înțelegi, nu mă puțin, este pe o perioadă limitată. Deci poate fi o lună, două, trei, jumătate de ani, un an. Orice serviciu de serviciu serviciu este lângă primărie durează 3 luni, dacă deci asta mă duce 3 luni, ar fi bine, nu te vine în pas. Deci așa cât trebuie. Cât costă? Nu am discutat. Deci asta rămâne președința comunității. Da, dar de ce nu putem să... Deci în prima zi în care sau în a doua sau a treia zi, noi deja am îndanitat actele. Deci imediat am făcut-o. Dom'le, asta e procedura prin care să putem face... Dar de ce nu putem să lăsăm acest... Da, deci cât mai departe. Durează, dom'le, până facem procedurile astea, deci ordonanța prezidențială... Ordonanța prezidențială de regulă se duce urgent. Deci scaz urgent. Avem trei și ceva de oameni care n-au apă potabilă, e ceva urgent. Deci asta ajunge pe masa președintelui. Proiectul ăsta într-o ședință extraordinară, pentru că acum, dacă nu știm, poate noi aprobăm. Și vine la șnia 50. Eu vă spun așa, probabil săptămâna viitoare, miercuri, joi, vineri, vom avea o ședință extraordinară. Sunt mai multe timp de care sunt de clarificat. Bun. Haideți să închim cu asta și dacă... Inclusiv, deci și punctul de clarificare, inclusiv candidatura mea la Senat și demisia ta sau cum? Nu, eu recunosc. Da, eu recunosc. Adică de ce să ne dăm? Hai să punem vot. Haideți să aflăm la vot punctul acesta. Cine este pentru? Nu știu, dar eu... Deci, punctul. Am zis, haideți să o lăsăm pe săptămâna viitoare, să puteți discuta cu un avocat, să ne documentăm mai bine. Deci luăm, astea se numesc, deci luăm niște decizii pripite. Iar eu exemplu ce faceți, ce ziceți dumneavoastră, deci eu nu să... Deci chiar m-a scurat să fiu trasă... Poți chiar că ridica mâna, dar acum dacă nu vrea să nu mă ridici mâna, nu poți. Pe cine nu vrea, nu vrea, cine vrea. Haideți, treceți la vot. Nu vă rămân vizioare. Domnul, ce faci? Domnul s-a luat casă, vă rog frumos. Haideți, treceți. Totuși, ședința vină tu și plecăm noi. Haideți, vă rog. Pune-mă la vot și zâmbăm. Da, să-i dăm la vot. Cine este pentru? Deci este totuși vorba de apă, adică... Cine se abține? Dar dacă este vorba de apă, trebuia luat din pipă. Când ați intrat în funcție, atunci. Dacă tot, atâta. Și atunci nu se ajungea de apă. Da, domnul Juliano, dar... Nu te vin din nou, să nu mai am. Din nou. Tu aveți mai scopul, o am și eu potul. Plătesc apă, plătesc tot. De ce nu am apă? Abim Petruș, ce mai beau 500 de mii. Păi nu am apă. Ce dar trebuie să mai dai? Pentru ce îți dau Petruș? Câți metri cu de apă am pus eu? Unde e apa? Și atunci, ce vorbim noi aici? Tăcem acum, nu? Păi cine eu am apă și tu n-ai? Auziți? Haideți să oprim ședința, dacă nu vă rog ședința, oprim ședința. Și atunci de ce nu vorbești toată lumea? S-a convenit de la început să se termine ședința și fiecare vorbește. Vă rog frumos. Gata, gelul, nu vă propunem la trebuie. Cort. Nu știu să...
complet. Asta a fost pe toate de la primărie. Domnule, vă chemăm de jos, vă ducem jos, vă chemăm de jos, că luăm toți cuvântul. Vă rog frumos, lăsați intervenția. Domnul, domnul, vă rog frumos, toți stăm aici, puteam să vorbim. Noi nu avem drept să vorbim aici, este ședință de consiliu, nu ședință de consiliu. Deci spui la sfârșit ce? Noi la urmă, nu știu de cuvântul, dacă dați vorbim. Haideți, vă rog frumos. Hai jos, mergi jos. Nu, puteți să rămâneți, nu e nicio problemă. Puteți să rămâneți, nu e nimic de asta. Cum a trecut toată lumea așa? Hai, băgată, rog. Da, 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 da. Deci avem o solicitare de la SC Produștex, producător confecții textile, știți despre cine se vorba, și dumneavoastră solicită, nu mai citesc tot, la urmă așa, vă rog să analizați solicitarea noastră de a achiziționa rezervorul de apă în suprafață de 123 de metri pătrați și a terenului aferent în suprafață de 880 metri pătrați, în vederea constituirii rezervei intangibile de apă în caz de incendiu. Da. Este vorba de rezervor. Am discutat. Am discutat. Da, acum am dat o citire. Sigur. Către Consiliul Local. Și propunții din Consiliul și reprezentanții la primărie mergem la fața locului. Bun. Dar asta am rezolvat. Luăm cu o cerere din partea Crucii Roșii. Crucea Roșie prin care ne aduce la cunoștință cu ce se ocupă ei, contractele cu celelalte primării, mă rog, e vorba de un contract de ajutorare a Crucii Roșii către comuna noastră, care până acum am zis că nu a fost, nu? Nu, fiecare a făcut cererea, nu s-a aprobat. Acest contract anual, dacă, acest contract anual ajunge undeva la 2500 de lei, așa, o cotizație, exact, da, așa am zis. Așa, încă o cerere din partea domnului Socaci Francis Paul, domiciliat în Târgu Turtuș, județul Bacău, posesoral, așa. Domnul Socaci are un număr de 29 de capete bovine, așa. Vaci de lapte, vaci de carne, junci, viței, așa, vrea să-l ajutăm cu niște teren. Prin zona dânsului, unde are el, nu? Așa. Pășune? Da, da, da. Vrea, așa. Rămâne la... la... pătrăgea dumneavoastră. Și dacă este, să fie face documentarea. Să vedem ce mai este. Ce e concesionat. Da, am discutat la... Ce mai este să vină omul să-și prezinte, dacă este cu mare drag. Da, sigur. Îl ajutăm. Asta e. Asta e și la pasul. Ce luna care vine, da. O lăsăm pe urma care vine să vină dumneavoastră și să prezinte și nu avem nimic cu motivul. A plătit. Da, da. Cine s-a datorii la tot? A avut, a eu nu cred că există acum, ca să vă spun sincer, nu cred că există, exact cum am prezentat, că există persoană în Târgu Turtuș cu datorii la. Și totuși. Și cred că dacă există, este nesemnificativ. 2 lei, 3 lei, 10 lei, ăștia sunt nesemnificativ. Ieri s-au discutat că bun. Sunt oameni care n-au plătit și nu și-au tras apă. Asta e problema, deci organelor competente să... Nu, este problema noastră a tuturor. Aici e problema, că dumneavoastră pasați în grădina mea, dar hai să... Și chiar acum, dacă am intrat un subiect, domnul primar. Haideți să trecem acum la problema care ne sunt multe probleme care trebuie discutat în Consiliu, nu cu alții. La zic și să dăm voie să noi vorbească. Noi am fost certați mereu și la multă și peste tot, că noi nu votăm, nu facem, nu trecem. Și că noi ajungem acum să votăm, stăm ca niște papițoi aici. De ce nu vă consultați cu noi? Deci sunt probleme comunității, dar da probleme. N-am fost convocat niciodată. La diversi și să vedem cine vrea să ia sub. Suntem la diversi. Hai să facem. 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 Hai să facem.
Așa. Noi acum să lăsăm ce avem noi de discutat. Să vedem despre altul. Să vedem ce părere. Domnul invitat, cine vrea să ia cuvântul? Înscrieți-vă la mor. Acum puteți să înscrieți-vă. Nu mă pripați, nu puteți să înscrieți-vă. Așa se înscrie la mor. În primul rând vă salut. E foarte ok că mi se dă șansa asta să participăm. Eu mi-am notat, am stat cu mine pe marca mea și mi-am notat punctual tot ceea ce s-a discutat. Și o să încep cu începutul, exact cu ce s-a deschis. Mie mi se pare... e prima dată când, așa cum am spus, particip la ședință. Eu o să vreau să particip la fiecare ședință atât cât o să locuiesc în comuna asta. Mie mi se pare perfect justificat punctul de vedere al domnului Mititelu cu care s-a început. Deci, la supunerea de vot a procesului verbal de data trecută. Eu știu că el e un fel de gică contra, că sunt o grămadă de cum le spune, minusuri care îi se aduc, că e împotriva la foarte multe, astăzi au fost 15 consilieri, în foarte multe cazuri au fost 14 pentru, unul împotrivă. Nu, ultimul punct a fost împotrivă. În rest a votat. Și atât... Nu mă contrazice că eu am aici. Eu am dar nu facem acum analiza ședinței, care e campionul lor de cuvânt și ce facem? Analizăm ședința sau ce ai venit? Nu, punctual încerc să vă explic. Punctual încerc să vă explic. Mai dorea punctul de vedere, facem analiza ședinței. Nu înțeleg că cine e emisiunea TV. Domnul președinte, dacă facem analiza ședințelor, nici la 10 nu plec. Domnul Liviu, aici vorbim noi ce vrem la diverse. Noi ați vorbit, dar să ne am dat vorbească. Deci eu am notat punctual, eu aș vrea să luăm punctual la fiecare lucru. Și vorbesc articulat, poate următorii nu o să vorbească atât de articulat. Nu, mai concret. Și era concret a fost. Concret vreau să spun așa, exact de ce toată lumea s-a opus faptului că domnul a fost împotriva votării a aprobării punctului procesului verbal. Da, pentru că punctual atunci lucrul ăla a fost că se tratează preferențial grav. Da? Exact asta a fost poziția domnului Vitălu. Și mie mi se pare exact un punct extrem de fierbinte. Adică presiunile se fac asupra populației. Noi avem de suferit. Eu stau cu doi copii foarte mici pe care îi scol la fund în fiecare zi cu apă adusă din X locuri. Nu mi se pare just atâta timp cât eu am plătit apa la zi. Plus 6 metri cubi. Deci eu nu vreau să vă spun că trebuie să mă aduceți 6 metri cubi de apă. Și să nu să ziceți că îmi aduceți 6 metri cubi de apă și mi-i lăsați în poartă. Nu. Să-mi aduceți așa atunci când vreau eu. Să dau drumul la robinet și să-i consum. Da? Pentru că eu am pretenția că trăiesc în 2017 și am nevoie de un minim de confort. Civilizat. Iar chestia asta... O să vreți să mă cea răbat la poartă. Chestia asta... Pentru că societatea civilă oriunde în țara asta se poate constitui ca parte într-un proces. Și asta spuneți că nu aveți un jurist sau mai știu eu ce. Noi încercăm, noi dacă ne luăm ca parte civilă și ne angajăm noi un avocat, ca să dăm în judecată pe cine că nu avem apă. Cine gestionează situația asta? Primăria. Nu se întâmplă lucrurile. Îmi ajung la urechi faptul că lucrurile trenează din 2013, suntem 4 ani după. Nu poate trena o situație de genul ăsta 4 ani. Atâta timp cât eu apare sau autoconductă sau mai știu eu ce, e ok, o înțeleg, toată lumea lucrează, se redă apa.
Nu pot să vii să-mi spui mie și la majoritatea, că e vorba de majoritate aici, care am plătit până la ultimul ban, deci nu până la ultimul ban, în plus 6 metri cub și să-mi spui că nu am apă. Când eu dau drumul la robinet, eu trebuie să am apă. Mă înțelegeți? Pentru că dacă nu, dumneavoastră trebuie să faceți presiuni. De asta am spus că e extraordinar de bine pus punctul de vedere că nu-i de acord să fie tratat preferențial crabul. Hai să discutim de impozite, hai să... Dar de ce nu discutiți, domnule, de impozite pe, pe ăștia, pe trotul ștex? Sau pe importanții... Este o lege, dar este o lege. Deci este o lege, pune de ce așa de coaie. Așa, ce lege? Legea? Apa, Ionă, Transgazul. Care sunt de utilitate publică, sunt scutiți de la EON. A, da? Și atunci de ce o aduceți-mi cu mâine? De ce o treceți? De ce ne aducem? Și noi, de ce ne aducem? O să votăm. Exact. Dacă tot e cu mâine, ce e legea și trebuie să luați-o chestiți-o, domnule, ca pe axiomă, ca pe legă. Am nevoie de aprobarea noastră. Legea este dată de Parlament. Domnule, nu este dată. Cum? Atunci de ce se trece ca aprobare? Să spui da? Asta e birocrația la noi. Nu există așa ceva, domnule. Deci ai la votat, vrei să nu știu ce, da, domnule. Sau nu vreau. Sau atâta timp cât se fac presiune asupra noastră, noi trebuie să avem o pârghie de presiune asupra lor. Asta cu, e extrem de tardivă chestia asta. Angajați un avocat să ce? Dar angajăm noi un avocat, vreți să ne constituim ca parte civilă și să angajăm un avocat împotriva celor care gestionează situația, adică dumneavoastră? Domnul Șterbăț, e o procedură care se numește ordonanță prezidențială. Ok. Așa. Asta domnule, când a venit ordonanța asta prezidențială? Când s-a născut? Ieri? Domnule, s-a născut ieri? A câta zi fără apă o am eu? De ce nu v-ați gândit în prima zi? În prima zi, ședința extraordinară, nu pot lăsa 4.000 de oameni fără apă. Domnul George, nu numai tu nu ai apă, noi avem toți apă. A doua zi, cu prima cu apă. Tu ce mă, dacă vrei, eu pot să fie și cu apă. De ce aveți cu primarul? Eu nu am venit cu primarul, eu am venit cu primăria. Ai un pic așa, să... Nu mai au primă. Dar am plecat cu primarul, cu conducerea. Nu mai au primă, ca să purtăm o discuție civilizată, hai să dăm la fiecare care s-a spus. Hai să terminăm. Bun, am înțeles că există un fond de rezervă de 12 miliarde. Da, au fost. S-au dus. Este controlat. Ce calitate? Domnule, ce e la fund? Domnul Șterbăț. Haideți să ne înțelegem acum. Dar haideți să discutăm, că eu am întrebat ce vreau să se răspundă, nu? Dacă faceți vorbesc, da? Nu ți-am vorbit. Fondul de rezervă conform legii se folosește numai pentru lucrări de investiții. Deci nu avem voi să intrăm în banii aia. Dacă folosesc pentru... Domnule, dar noi dacă murim, unde mai investiți? Păi dacă ne îmbolnăvim, în ce investiți? Domnul Gigi, cât contori ați vândut de la dumneavoastră la magazin? Foarte mulți. Aici vreau să ajung și eu. Aici vreau să ajung. Aici problema e la noi, deci, nu e la noi. Mă scuzați că intervin. Deci la noi la Târgu Trotuș este un sistem putred. Corect, care noi încercăm acum să-l punem la punct. De ce? Pentru că noi, eu, ca privat, ca cetățean, nu am dreptul să-mi fac eu branșamentul. Corect. Asta o și propus domnul primar, că ne mai trebuie un om la apă, pentru că trebuie să avem un om autorizat unde branșează și sigilează tubul și ceasul. De aici pleacă totul. La noi e un sistem putred, ceasurile, cum am vrut noi. Câte ați schimbat? Câte ați scăzut? Domnule, nu știu, că eu am un angajat acolo, trebuie să ajungem la SD. Aici contoază, face un contract, numărul de contoază. Cine înțeleg? Asta facem acum. Asta facem acum. Eu am o săptămână că sunt voluntar. Am o săptămână că sunt voluntar la Târgu Trotuș și încerc să rezolv problema asta din surse proprii, dacă mă credeți. Pentru că mă doare, am și eu copii la grădiniță, am copii și la școală. La mine acasă este apă, când deschizi robinetul este apă. Asta e, sunt mai norocos eu. Dar vreau să rezolv problema asta. De ce nu înțelegem că sistemul la noi este putred, putred? Mergem mereu pe aceeași concepție ca oile. Exact, oile. Hai să rezolvăm problema asta. Cum o rezolvăm? Schimbăm toate ceasurile la normă, clasa C, așa, cu un autorizat și cu fotografii, deci o persoană desemnată de la primărie, în frunte cu noi, care eu mă declar ca
Voluntar. Ca voluntar și angajații mei. Poate mai găsim. Poate mai găsim, cu siguranță am găsit deja băieții din SAF care sunt binevoitori și lasă servicii, lasă tot și rezolvăm problema asta. Dar eu am trăit în afară și știu cum e sistemul. Aici suntem o leacă mai în urmă. Și așa e cum vă spun eu. Deci branșamentul nu-l face Țață Maria. Dacă astăzi după aia cheamă primăria să pună sigiliu. Nu există. Branșamentul trebuie făcut cu sigiliu, cu două ventile, cu clasa C. Ați făcut probi la robinețe ăștia și la contoare care costă 30 de lei. De fapt, toți am plătit 30 de lei. E cei mai ieftin. Dar dumneavoastră dacă suflați în el, nici nu se învârte nimic. Dumneavoastră, dacă deschideți rubinetul la 3 sferturi, rubinetul nu se învârte. Logici, lasă-mi că vrei bine tehnic. Soluția, dacă mă lăsați să vorbesc, eu mă zic foarte clar. Asta nu mai opri pe dacă puteți. Încă o dată mă repet. Am repetat și în ședință, îți vă repet ce aici. Eu cu domnul Adi am fost la directorul general la CRA. Pentru această problemă. Când am obținut o reeșalonare, nu știu în ce lună. Mi s-a explicat destul de clar. Fraților, nu vă cer să-mi dați aia 3 miliarde și 500 cât era acolo. Că vă înțelegem situația. Strângeți 1 miliard sau măcar 800 de miliarde, nu știu exact cum s-a exprimat. 1 miliard e cifra rotundă. Aduceți-i aici. Schimbați între timp contoarele. Puneți-vă la punct acolo cu contractul. Cine ne asigură pe noi că dacă le schimbăm o să avem acum? Așa, așa, așa. Și vă fac reeșalonare pe 2, maxim 3 ani. Cum? Trebuie să ne sacrificăm cumva să facem, să vedem la un acord. Plătesc capa lui șefostul care ți-a spus că n-a plătit el, nu? Nu m-a plătit. Haideți să vorbim așa. Am avut niște cetățeni din Timișoara. E la primărie. Vă rog să vă le respectiv. Așa. Am avut niște cetățeni din Timișoara ieri, referitor la bucata lor din problemă. M-au întrebat cât au datorie, e vorba de 1,70 miliarde, da? Cam așa, 1 miliard. Pe Timișoara, da. Dom'le, cât suntem branșați la apă? 440. Noi suntem de acord, ei au discutat între ei, veniți duminică la Vieșoara, să dăm câte 2 milioane de fiecare, să ieșim din impas, atenție, cine nu vrea, debranșați, dom'le. Dar nu este la bani, dar nu poți să-l debranșezi. Aici am amintit. Dacă nu-i ținem la zi, cum să-l debranșezi? Dacă nu-i debranșezi pe ala și la justificul acolo din școala, tu ce faci? Dar nu știu ce au șiesc la tot așa ceva, domnule. Dar nu poți să-l debranșezi. Dar nu ne-am făcut la chestii. Dacă vorbiți frumos și nu ascultați, nu o să înțelegeți nimic și nici problema. Ascultă-mă un pic. Dacă tu ai furat, dă-mi singurul judecată că ai furat. Dar nu se vizionează s-o furat apă.
Consiliul Local. Deci nu sunt divin eu persoană, este divin postul meu. De ce să supă eu? Pentru conducerea voastră. Am văzut și eu pe Nicoloșești. Să vă spun și din coș, mă din da, haideți vorbiți pe rând ca să ne înțelegem. De un an jumate de când am venit casier la apă, mai bine de jumătate, dacă nu 3% au furat apă în Târgu Drotului. Păi nu numele 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 num